Bună tuturor și bine v-am regăsit la Etalarea Dragostei pentru perioada 16-30 iunie 2023. Etalare pentru Zodia Pești, ascendent lună în Zodia Pești. Și vom începe cu un mesaj din partea îngerilor pentru voi. Aveți două mesaje, le voi lăsa pe amândouă. Șasele de abundență. Divinitatea vă deschide... sau ceea ce vă deschide în cale este să vă iubiți mult mai mult, apare foarte multă abundență către voi din punct de vedere amoros, poate fi vorba și de un dar neașteptat care este pe cale să apară în viața voastră, poate fi o persoană, poate fi vorba de un mesaj, poate fi vorba despre o declarație, acceptați cu bucurie ceea ce o să vină, pentru că meritați din plin, pentru că acum vi se returnează generozitatea, sentimentele de iubire, de puritate, de sinceritate pe care tot le-ați oferit de-a lungul timpului. Și o să mai vină lucruri de genul acesta bune către voi în viitorul apropiat. Și mai avem intuiția. Lucrurile intuitive sau faptul că aveți o intuiție foarte... sunteți foarte deschiși și intuitivi, poate să aducă ceva corect în viața voastră. Credeți în ghidarea pe care o primiți de la îngeri, pentru că sunteți pe drumul cel bun. Urmăriți-vă instinctele și sfaturile care vi le pot oferi ceilalți și nu permiteți fricii sau grijilor să vă atace în vreun fel. Poate ar fi cel mai bine perioada următoare ca secretele să le păstrați doar pentru voi înși vă, da? Să nu spuneți nimănui ce gândiți și ce simțiți. Și hai să vedem și un card al timpului. Au căzut 3, dar nu le vom lua 4, chiar le voi spune ca mesaje suplimentare. Sunteți liberi să alegeți ce vă doriți voi în acest moment. Avem numărul 11, aici vi se spune să ascultați de prieteni. Avem ziua de marți, începeți să fiți creativi și numărul 10, veți începe ceva din nou, din nou și din nou. Încheiați ceva și începeți altceva. Și avem ziua de duminică. Aveți o viziune foarte clară asupra lucrurilor sau o zi, o oră, poate să fie. Haideți să vedem și citirea propriu-zisă. Iar pentru aceia dintre voi care vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Energia principală vine cu Cavalerul de Cupe, un semn de apă, rac, scorpion, pești. Primiți o dovadă de dragoste, primiți o declarație de dragoste, vine cineva cu foarte multă dragoste către voi. Poate fi vorba și de o invitație sau voi să fiți foarte surprinși de gesturile cuiva de iubire, da? Pentru că din nou apare o declarație de dragoste, poate fi vorba de începutul unei povești de dragoste pe care o așteptați de foarte mult timp. Văd și semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Sunteți pe calea cea bună, într-o anumită legătură emoțională. Poate fi vorba și de o împăcare pentru unii dintre voi. Văd o schimbare foarte profundă a unor persoane care vin înapoi în viața voastră și sunt foarte pornite și hotărâte să vă recucerească, să vă arate că merită să le mai dați o șansă. Ce va gândi persoana iubită și ce va simți persoana iubită? Această persoană are foarte multe momente când se gândește la voi, dar se gândește și din punct de vedere intim. Văd și anumite gânduri care îl agită, o agită în legătură cu voi. Niște situații sau discuții în contradictoriu care îl pune sau o pune pe gânduri. Iar vis-a-vis de sentimente, nu știe ce simte cu adevărat, dar are foarte multe momente în care simte că este îndrăgostită, nebunește de voi. Dar și momente în care parcă vă urăște. Nici el sau ea nu știe exact ce simte cu adevărat. Este o cale lunguță încă. Văd o persoană la distanță. Poate aveți o relație la distanță, o să vă dea o veste. Dar sunteți foarte atenți că aici apar și niște rivalități în dragoste. Sau este o persoană care
exprimă ceva, arată ceva și simte altceva și vă duce în eroare. Și voi veți fi foarte atenți la detalii, exact cum se exprimă, ce vă spune și cum vă spune, că doar așa vă dați seama ce simte cu adevărat. Dar momentan nu văd implicată 100% pe această persoană emoțional. Pentru ce aflați într-un cuplu, mi-apare o indecizie, o nehotărâre. Dacă facem sau nu facem un copil, dacă mergem undeva sau nu mergem, dacă ascult părerea cuiva sau nu, pentru că văd aici anumite influențe care apar, persoane care își dau cu părerea. Poate aveți de-a face cu persoane în zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, semne de foc, berbec, leu, săgetător. Da, este vorba de o prietenă de familie care aduce oarecum și liniștea sau aici la voi apare curiozitatea de a îndrepta o situație, dar tare mică, poate fi vorba și de sarcină, copii, aici să puneți accent mult mai mult, să alegeți unde mergeți, să alegeți ce faceți de acum încolo sau dacă mai credeți sau nu în cineva. Poate fi vorba și de o perioadă foarte liniștită care va veni în viața voastră amoroasă. Pentru ce aflați într-un trio amoros, apare multă încăpățânare. Din nou mi-apare un semn de pământ, taur, fecioară, capricorn. Avem și zodia pești, poate aveți de-a face tot cu o persoană în zodia pești. Văd foarte multe discuții în contradictoriu, ca o ceartă, o neclaritate. Cred că unii dintre voi aflați în adevăr. Mi-apare o rivalitate în dragoste sau poate unii de bea acum aflați că sunteți într-un trio amoros. Sunt secrete care vor ieși la iveală și aduc foarte multă agitație, pentru că aici văd și legături de căsătorie care vor fi tulburate. Ia să vedem și faptul că unii dintre voi încă nu mai vorbiți cu persoana pe care o iubiți. E o nehotărâre, dar parcă vă revedeți cu ea. Apar niște promisiuni, apar niște dorințe. Dar aici văd și relații pe interes la unii dintre voi. Poate cineva stă cu voi care are un interes față de voi și aici trebuie să fiți foarte atenți. Pentru cei singuri avem o persoană care se cam uită după voi. Poate fi un semn de foc, berbec, leu, săgetător, un semn de pământ, o fecioară, capricorn, o balanță. Apare și la unii dintre voi. Văd că vă pune pe gânduri conversația cu o anumită persoană. Bine, este o persoană mai încăpățânată, într-adevăr, dar voi aici vă doriți tare mult să vă și împăcați cu cineva, nu vă doriți neapărat o relație nouă. Voi căutați o cale prin care să vă împăcați cu o persoană și văd că primiți niște semne, niște mesaje de la acea persoană. E ca și cum ați avea un drum liber către recucerire, să vă întoarceți într-o relație. Provocarea vine printr-o stabilitate. O persoană cu bani poate vă provoacă tare mult. Văd aici și un blocaj. Cred că sunt discuții care creează disconfort. Pentru că vine cineva și vă cere iertare. Sunt situații predestinate, sunt situații care cer sacrificii. Poate aveți de-a face cu o persoană care se victimizează foarte mult, dar văd totuși un interes aici la unii dintre voi și aici e provocarea, că aflați despre lucrul acesta. Este vorba și de faptul că nu vedeți anumite lucruri clare momentan și apar niște informații care vă zguduie inițial, dar vă ajută să vedeți calea corectă sau să depășiți un hop în viața voastră. Surpriza vine prin cinciul de monede, e vorba de suferința cuiva, aflați de suferința cuiva și vă încântă. De ce vă încântă? Că acea persoană v-a rănit foarte tare. Sau aici poate fi vorba de faptul că scăpați de sentimentul de gol, sentimentul de abandon, de neputință, de neiubire. Vedeți lucrurile dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă. Avem din nou zodia pești, semne de pământ, aur, fecioară, capricorn și avem și un leu. Aici vorbim de faptul că este cineva care se va agăța foarte tare de voi și o să vă facă foarte fericiți. Inițial nu credeți așa ceva, nu credeți pentru că această persoană v-a abandonat de multe ori. S-a vă pus de pe locul 2 în viața lui, în viața ei și dintr-o dată vine cu această hotărâre, determinare către voi. Își lasă garda jos și ușor, ușor parcă depășiți greutățile prin care ați trecut. Sfatul vine cu șasele de cupe. Amintiți-vă de o perioadă plăcută sau de începutul relației sau de o perioadă din viața voastră când ați fost foarte fericiți și retrăiți acele clipe, pentru că
Vor mai fi, uitați, din nou șasele de cupe, o amintire care revine în viața voastră și parcă vă e ca o deschidere. Vor să fiți atenți la anumite lucruri din trecut care v-au creat o emoție puternică, pentru că aduce un nou început în dragoste. Faptul că ați stați agățați de o situație nu vă face să vedeți clar anumite lucruri, dar odată ce revine în primă fază această amintire din trecut, parcă reanalizați anumite situații. Oameni buni, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!